Bună dimineața, oameni buni! A doua zi în Vietnam, am coborât la micul dejun să mă văd cu Freddy. Eu nu mănânc dimineața, beau doar o cafea. Mi s-a spus că e la etajul 2. Am dormit foarte bine, în ciuda fusului. Aici e 8 fără 5 dimineața, la voi este 3 fără 5 dimineața, e 5 ore diferență. E la etajul 2 al hotelului. La unui lobby. Nu știu de ce numără e așa și numără de la parter. Azi o să ne îmbarcăm pe vapor și o să dormim noapte acolo. Vă dau un tur așa pe la breakfast să vedem ce mănâncă vietnamezii. Good morning. Găluște fierte. Good morning. De tot felul. Bucătăria acolo. Tăiței. Mâncare pe gustul meu, sunt nebunit după mâncare asiatică. La mine asta ar fi ca pe primul loc. Mâncare asiatică. Multe feluri de mâncare. Au și mai de-astea mai europene, croasante și negrese și tot felul cum se numesc. Să vedem și în partea asta. Poate totuși mă bag la niște fructe, maxim. Tot felul de mici separeuri aici pentru breakfast elegante. Da. A venit și Freddy. Bună dimineața, Freddy. Bună. Foarte bună. Unde mergem astăzi? Știi cum se spune aici, bună dimineața? Nu. Ai mâncat de acum micul dejun? Da, asta e. Ai mâncat de acum? Asta e salutul? Da. Nu știam. Da, din mâncăm. Perioada de foame. Mâncăm. Iese ce mâncare. Avem și bese. Da. Unde mergem azi? Azi mergem la Halong Bay. Halong? La Golful Halong, unul din cele mai renumite locuri din Vietnam. Plin cu fenomene de karst. Și toată lumea care vine, trebuie să vadă locul ăsta. Deci o să fie interesant pentru urmăritorii noștri. Da, la sigur. Am văzut pe comentarii, m-am uitat acum pe... Am pus două vloguri ieri, că erau foarte bucuroși că e și Freddy aici și că unii dintre ei deja te-au cunoscut în Israel, știi? Și foarte bucuroși că da, am plăcere să mă reîntâlnesc cu oamenii pe YouTube. Da, da. Încercăm să ieșim din Hanoi. Suntem pe pod acum. Mergem spre autostradă, am înțeles de la Dong, ghidul nostru de aici din Vietnam, că este autostradă... Ha? O autostradă nouă, Freddy zicea, când vedea cu grupurile de israelieni și nu era autostradă, mergea cu maxim 40 de km la oră și fiind distanță de vreo 160 de km, făcea 5-6 ore, jumătate de zi lua să ajung. Acum am înțeles că facem o oră și ceva, două, maxim. E nebunie, trafic mare, merge cu 10 la oră, dar avem răbdare, asta este. Am urcat pe autostrada care ne duce spre Halong Bay. Din beach, we have a private artificial beach for the sea. Aici pe stânga, toate clădirile astea noi. Așa. E o mare companie care se numește Vin. Vin. Vin City. Am văzut și foarte mașini, multe mașini făcute de ei. Au de toate. Și au construit de jur împrejurul capitalei Hanoi, orașe noi. Locuințe peste locuințe. Foarte moderne. De slam și la înălțime. Da. Modern totul. Yeah. Nu se vede totul din cauza că e puțină ceață, dar de jur împrejur avem toate astea. Acum să ne întoarcem puțin în vechiul Vietnam. Așa. Când am vorbit despre istorie. Vietnam, când începem să vorbim despre... Nu înainte cu 3.000 de ani sau 1.000 de ani. Să vedem secolul XIX, când vin aici din Occident și vin întâi cu religia, vin călugări.
Ei vor ajunge deja în secolul XVI-XVII din Spania și din Portugal, dar cine are cea mai mare influență? E colonialismul francezesc. Francezii vin aici la mijlocul secolului XIX și ocupă trei țări, Cambodia, Laos și Vietnam, și formează o colonie care se numea Indochina, care capitala era la Hanoi. Ca toate țările colonialiste, interesul era să mulgă bani, să aibă un venit de aici. Și cu puterea militară a francezilor, au ocupat aceste mici armate locale, care nu aveau mare forță, și vor stăpâni locul ăsta până la începutul secolului 20, când încep să se ridice câteva formații locale, patriote, și cine va conduce în Vietnam lupta contra colonialismului francezesc este un băiat născut, tatălui era învățător, era profesor la școală, și el va studia, va fi un elev foarte bun, și încă nu se numea Ho Chi Minh. Ho Chi Minh va fi denumirea care o să primească după aia. Ho Chi Minh înseamnă tatăl poporului. Băiatul ăsta tânăr se duce să studieze, pleacă pe un vapor să studieze la Paris, și acolo începe să fie indoctrinat cu ideea marxist-leninistă. Va merge și în Rusia, va studia și acolo, se întoarce în Vietnam, e urmărit de câte francezi, stă la închisoare, dar e eliberat și începe o forță care se numește Viet Minh. Nu Viet Cong, Viet Cong sunt comuniștii din Vietnam, care vor fi mai târziu în războiul civil. Dar Viet Minh este forța de luptă a patrioților vietnamezi care vor să se elibereze de francezi. În timpul războiului mondial, al doilea război mondial, Viet Minh se luptă contra japonezilor, pentru că în Franța era Vichy, care era aliat cu Hitler, și domina și aici, și atunci se luptă contra lui Vichy și a japonezilor. În 45, după sfârșitul primului, al doilea război mondial, Gier, de fapt, începe să fie stabil ca șeful Partidului Comunist, că deja se numea comunist, și va conduce pentru eliberare lupta contra francezilor. Din 45, lupta asta va ia vreo 9 ani. În 54 se termine, de fapt, cu victoria la o luptă care locul se numea Dien Bien Phu, o luptă în care Viet Minh i-a bătut grozav pe francezi, și francezii au înțeles că ei trebuie să împacheteze, să întoarcă acasă. Din momentul ăsta, din 54, nu mai este colonia Indochina, francezii se întorc acasă și rămâne aici Ho Chi Minh, care conduce mișcarea care a înființat-o, însă era concentrată mai mult la nord. În 1954 se face o separație. Partea de sud e partea care este mai puțin comunistă. Mulți creștini care locuiau la nord au fugit spre sud, că acolo erau mai mulți creștini. Acolo avem un guvern condus de un rege corupt local, cu mult nepotism, cu multe corupții, și încet încet duce la un război civil. Linia 17 va fi declarată unde se termine partea de nord și începe partea de sud. Paralela 17. Luptele vor fi mai intensificate de la începutul anilor 60. Începutul era așa slow motion, la începutul anilor 60 începe lupta mai mare, și din 63 intră și americanii, care la început intră ca să se trimite specialiști care să-l ajute pe regii de la sud. Însă specialiștii ăștia rapid se schimbă în trupe, pentru că la început erau 30-40 de mii de bereți verde, trupele de comandă americană care vin să-i ajute, se va schimba. Johnson va fi primul președinte american care va începe o luptă mai mare cu Ho Chi Minh. E luptă, de fapt, cum ieșează în Ucraina, nu știm exact totul. Și atunci se vede că era interes a industriei de armament americane să facă un conflict aici. Și întotdeauna tema era domino. Domino
Că asta era frică, că toate țările să devină comuniste una după altul, să cade ca un domino. De asta trebuie ca Occidentul să se lupte contra rușilor. Și ei trimit aici forțe. La început 30.000, 40.000, 50.000, ajung și la 600.000. Conflictul ăsta va agrava de-a lungul anilor. 58.000 de americani își pierd viața aici și vreo 2.000 de vietnamezi, soldați și civili. E un război groaznic care vine la concluzie cu înțelegerea între Kissinger și Kudok din partidul lui Ho Chi Minh în Paris, în 73, să spunem, hai, am terminat cu focul. Americanii înțeleg că nu o să aibă șansă, pentru că partea de sud e coruptă, ei vând armament în piața neagră celor din nord și nordul este considerat cel mai tare. El continuă cu ideologia și fără corupție. În 75 va fi, în 73 americani și împachetează cum au fugit de peste tot, cum au fugit anul trecut din Afganistan, au fugit și de aici și cunoscută poza asta, dar cea mai mare influență a avut media. Că adevărul că americanii au făcut aici crime de război de nemaipomenit. Și când toate astea vin pe jurnalul Time și vin la televizia în America, este o mare rupere în poporul american. Soldații care se întorc din Vietnam nu sunt considerați eroi, sunt considerați criminali. Lumea le dă dispreț, nu sunt respectați. Și adevărul că i-au făcut aici lucruri groaznice. Dar adevărul este că oameni care erau studiați și care aveau părinți bogați nu au ajuns în Vietnam. Măcar că era obligatoriu să mergi la armată. Dar cine fie dintre aici mai mult erau mai negri și mai spanioli, mai latini. Și americanii aia albi, în ghilimele, nu prea au ajuns aici. De aceștia care au ajuns erau plini cu droguri și au primit ordin să omoare oameni fără nicio problemă. Au murit sate întregi de oameni. Crimele astea când ajung la știri în America sunt demonstrații nu numai în universități, peste tot. Și asta încet, încet, cu problema care au avut și Nixon, cu Watergate, cu toate astea, încet, încet aduc la concluzia că ne întoarcem acasă. 58.000 de morți, așa de mare era ruperea în societatea americană, că nici nu au vrut să facă un monument în amintirea celor care au căzut în război. Au luat ani de zile până s-a făcut un monument pentru războiul din Vietnam. Dar americanii în 73 pleacă, în 75 nordul cucerește și orașul Saigon, schimbă denumirea orașului să fie Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh nu mai trăiește în momentul ăsta, Ho Chi Minh a murit în 69. Dar urmașii lui au condus lupta, mulți au fugit, au fost mulți refugiați care au părăsit sudul, fugit cu bărcile, fugit cu ce-au putut să fugă și mulți au mers la reeducare, în ghilimele, în nord și au fost în laguri de lucru forțat, mulți s-au chinuit și mulți au pierdut ce viața. Dar în ziua de astăzi, Vietnam este o singură țară. Este diferențe la nord și la centru și la sud, oamenii sunt mai diferiți. Nordul e mai mult cu triburi locale, centru jumătate și sud e o altă calitate de oameni care apar mai businessmen, apar mai apropiați decât de Thailanda, decât de Vietnamul de nord. Noi aici unde suntem, Freddy? La sud sau la acum nord? Acum suntem la nord. Hanoi la nord. Și mergem spre sud? Unde mergem acum? Spre sud? Acum mergem spre Răsărit, la Ha Long Bay. Nu mergem mult acum. Aha. Sud, vorbim acum de Vietnam. E o lungime. Vietnam are mai mult sau mai puțin, vreo 330.000 de kilometri pătrați. Aha. Cu 100 de milioane în ziua de azi. De mărimea Italiei, să spunem. Da, da. Așa că e distanță mare. Și Italia e o cizmă lungă și Vietnamul e la fel. Așa că noi acum mergem spre Ha Long Bay. Când o să decolăm, să fie seara, nu știu dacă se vede, se poate vedea și ziua când mergem. Să vă arăt. Nu cimitirii, dar sunt morminte în mijlocul unui câmp.
izolate așa, nu? Unde este chestia? Și n-ai zis, te duci să pui un om la un cimitir? Asta este siguranța că moștenitorii nu se vând de pământul ăsta. Pământul de la familie rămâne. Poți să-l vinzi pământ, nu poți să-l vinzi pe tatăl tău și pe bunicul tău. Da. Așa că dacă ei fac morminte în mijlocul pământului, familia este sigură că va rămâne, va rămâne pe veacuri. Da. Este un sistem care nu se întâlnește din alt loc în Vietnam. Și mergem pe o șosea fantastică. Încă n-am mers pe șosea asta. Ultima dată când ai fost nu era făcută. Nu, nu era. Nu, înainte de pandemie nu era. E diferență imensă. Vietnam, da, o țară umilită. După ce s-a terminat războiul civil, eu nu-l numesc războiul Vietnam, numesc războiul civil, pentru că războiul a avut cu mulți, cu chinezii, cu francezii, cu americanii. Deci era un război civil, că s-a luptat vietnamez contra vietnamez. Vietcong, când vorbim Vietcong, vietnamezii comuniști, care erau mai mult în sud, în partea de sud, și ei lupta contra americanilor și contra armatei de sud. Nordul a infiltrat tot timpul armament și oameni care se ajute pe cei care sunt la sud. Când o să fim la Saigon, o să mergem să vedem unde stăteau ei ascunși acolo în tunelul lor de la Vietcong. Însă s-a terminat războiul 76. Nu s-a terminat. 79 este un alt război contra Kenny. De ce contra Kenny? Întâi mergem în Cambodia. Cambodia era epoca când era Khmer Rouge, comuniștii cambodiezi. Meri Roșii, ziceam noi. Meri Roșii, care erau fantastici să omoară vietnamezi. Și au murit vietnamezi. Și atunci armata vietnamezi s-a dus să salveze pe vietnamezii de acolo. Și s-a dus încă vreo 50.000 să moară acolo. Dar cine i-a suportat pe Cambodia? Este China. S-a luptat și cu China. Din 79 mai a avut încă vreo 4 ani de luptă, parcă nu era de ajuns. I-a suferit enorm poporul ăsta. S-a terminat, s-a încheiat și război acolo. S-a terminat cu cambodienii aia roșii. S-a terminat cu războiul și de atunci nu mai au război. Asta e adevărul. De atunci e liniște, slavă Domnului. Și erau vreo 20 de milioane când s-a terminat războiul și acum sunt 100 de milioane. Măcar că au avut și plan familiar, că nu aveau voie să facă mai mult de un copil. Dar s-au mulțit. Așa că astăzi e o țară socialistă, cu un singur partid. Sunt alege, dar poți să alegi numai un partid. Comitetul Central, că de obicei e format din membrii de partid. Și ca să înțelegem, nu știu dacă toți știu, dar și într-o țară comunistă, 10-15% sunt membri de partid, restul nu au carnet, nu au nimic. Eu ca copil am crescut la Piatra Neamț, eram pionier, voios, îndoctrinat și eram sigur că toți sunt membri de partid. Când am venit, am fost inginer, m-am dus la industria de avioane și s-au făcut atunci avioanele Mirage. Era un secret, super secret militar și m-au luat de securitate, m-au întrebat: tatăl tău a fost membru de partid? Sunt sigur. Și m-am întors și spun tatălui meu: da, m-a întrebat dacă a fost membru de partid. Sunt sigur. Măi, dacă nu era singurul copil, te omoram acum. Toată viața am suferit că nu era membru de partid. Și acum tu mă faci retroactiv, ești membru de partid? Și în China cea mare, cu miliard jumate, 10% sunt membri de partid. Ei sunt cei care au dreptul să voteze, fiecare în județul lui, trimit la urmă 10.000 de spectatori la o sală mare care se vede la televizie că toți bat din palme, dar partidul conduce cu o conducere foarte limitată, foarte strânsă. Politbiro, cum se spune în Rusia, sau conducerea țării, e compusă din câțiva ștabi, nu întotdeauna cei mai corecți, dar așa se conduce. Și asta e socialismul în ziua de azi. E un socialism liber, oamenii pot să facă afaceri, nu mai este nicio problemă și sunt mulți afaceriști. Sunt mulți care investează. Americanii s-au reîntors aici cu să investeze după anul 2000. Din 2000, în ultimii 23 de ani, tot timpul intră aici capital străin și este unde de băgat. Mâna de lucru există. Și ieftină. Ieftină, sigur, foarte ieftină. Salariul, am înțeles la tine, că undeva la $300, nu? The average salary now
in this area? In Hanoi, is the average salary about $500 per month. Okay, so urcat but, acum. But for the outside Hanoi, outskirt is about $250 per month. $250 pe lună în restul țării și la Hanoi e dublu. E ca și orice capitală, să are mai mare, mai scump. Costurile sunt mai mari. Cum ar fi socialismul ăsta înaintat, ca și China, a înaintat foarte mult. E cresc cu 8,5% pe an în buget. Așa că au investiții și sunt mulți care vin să construiască din afara țării. Cererea este. Este de milioane. Ne-am oprit un pic aici, să bem o cafea pe drum. Și sunt o felul de produse de astea de a lor. Sper să găsim un expreso. Ce zici, Freddy? Găsim un expreso bun? E acolo, la fast food. Acolo la fast food. Mă uit la asta, nu știu ce sunt. E enigmatic și tot felul, nu știi ce e înăuntru niciodată. Șarpe. Majoritatea sunt dulce, dar câteodată poate să-ți vină ceva că îți face. Noi aveam în alimentară, ții minte vreo la Ceaușescu, ziceau creveți vietnamezi și puneai în ulei și se făcea mare așa, o chestie albă. Nu știu ce era. Kind of. Dar miroase bine, miroase mâncare chinezească. Da. E orientală, mă. Da, ultima are cafea. Sărmăluțe în foi de viță. Nu, e în foi de banane. E sticky rice. Are înăuntru orez sticky, care se lipește. Poți să-l faci și dulce, și sărat, și piperat. E bun. Unde e domnul? A rămas în spate? Nu știu unde. N-are espresso, are cafea. Ah, nu, are espresso. Are mașină. Uite, domn deja. Are aici. Domn deja s-a ocupat acolo, vezi? Domn. One double espresso, one cappuccino. Double espresso, one double espresso, one cappuccino. Domn. Tell me, I forgot to buy at the pharmacy something to clean the eye, the kind of tissue. You think they can... No. La centru este ceva special, ceva nou. Drumul spre barcă, ne-am oprit puțin. Am văzut un loc foarte interesant cu flori. Foarte frumos. Și am zis să vizităm înainte de a ajunge la barcă. Nici Freddy n-a mai văzut locul ăsta. Nu. Gorila. Și dinozaurul. Dinozaurul, da. Hello. King Kong. King Kong, yeah. This like the waterfall, it's described like in the between Vietnam and China. In the northeast, it's a Bản Đốc waterfall. Uh-huh. And the cascade. Yeah. Here they got all the different ethnic minority groups in Vietnam. Which minority here? We go inside. Ah, inside. Uite că și scrie King Kong, vezi? Da. Kong Park. Here's a music instrument. It's made from bamboo. From bamboo, huh? Yeah, everything from din nature. Bambus. Bamboo and stone. Natural. Muzica care se aude provine de la instrumente din bambus. Din bambus, da.
King Kong Park. Frumos! Da, uite că și King Kong are tabletă, nevasta lui, vezi? Cu soția. De la, se uite pe Instagram, își face selfie. Face story. Instagram story. Zapa. Nu, Zapa, in the south. Asta e o casă tradițională din sud. Tot felul de minorități. Așa arată case tradiționale, pentru că vine apa și atunci să fie e capre. Fezi? Foarte interesant, am făcut. Over here describes the house of the Thai and Lung people in the north. Diferitile de minorități, de la nord și de la sud. Au vreo 5 minorități principale și mai multe, mai mici. They don't wear the clothes, like in the city, the kindergarten, they didn't wear the... But the children in the northeast, they always, they are naked. Nature. Deci așa umblă copiii în nord, în pielea goală, n-au haine. So, describe us, it's the uncle, the mother of the people. But it's a legend, said that, have uncle and like Long Quân get married. But when they have 100 children, and 100 children go 50 go to the mountain, go to mountain, and 50 go to the sea. So this the mother Oka, he have 50 children go to the mountain, this mountainous area. Da, și legenda se înțeles. Păi că eu am înțeles, dar spune tu ca să audă oamenii, știi? Legenda e că au avut 100 de copii, mama asta, 50 s-au dus la nord și 50 s-au dus la sud, la apă. El nu s-a dus la munte. Este 50 de aici, el s-a dus la munte. These are basically about the everyday people in the highland, in the north and the south. So it's the lifestyle they use the transportation only by elephant. Elephant is like their friends, like their families. Da, ăștia de la nord, elefanții reprezintă prietenia între ei și elefanți, pentru că elefanții erau mijlocul de transport și de lucru cel mai important la nord. Mai puțin la sud, mai mult la nord. Tu, tradu Fredi, ce spun el, că eu înțeleg doar ca să audă și oamenii. Așa ți-am spus. Furnicile. And that is the pictures this describe about the lifestyles of the Aday people in the highland. They keep the pigs and they hunt. And the men go to the forest hunt and the wife welcome them to return home and the children. Descrie viața la nord, cum merge cu porci pe spate și cum merge la vânat, triburile de minorități de la nord. Lucrează ca furnicile și mănâncă furnicile astea, nu astea, mai mari. Uite și lebede au aici. And this is one. Not from Western. This is elefanți asiatici, mai mici decât cei din Africa. Dar sunt foarte folositori. Și în ziua de azi. And the water buffalo. But not crocodile. No crocodile. No crocodile, huh? No. Nu au aici crocodil, dar water buffalo este mijlocul de lucru principal. La la orez. Ei trag cu plugul. Arată viața la sat, cum se lucrează cu căruțile astea, cu buffalo. Și în ziua de azi, băi, sunt la nord, mai lucrează cu asta, să vedem la sapa. Deci încă mai... Au tractoare, dar mergi cu buffalo. E un
parc tematic. Da, trebuie să reprezinte viața minorităților, țăranilor. Interesant, făcut frumos că da, foarte e reprezentat așa în mărime, ca să înțeleagă oamenii fără să fie prea explicat, știi, da. Acum... They have Gongcheng. Gongcheng was recognized as a heritage, one heritage size, one heritage. And drum, it's a way they when they dance and they beat the drum and gong together in the during the festival time. Grupul ăsta reprezintă cântărețe și muzica de festival cu toba și cu gongul. Gong. Era mare gongul. Și la stânga de acum e ceva mai occidental, cu saxofon. Asta în fața albă cântă și jurul ei sunt flori de lotus. Lotus, da. Am și eu un lac. Mi-am mai scos un câine, dar tot a mai rămas ceva. Aveam mulți la un moment dat, plin de lotus. Lotusul se mănâncă, știi? Da, tot, și fructele se face și murături din ea, se mănâncă. Nu, n-am mâncat niciodată, dar am citit. This is different. Un dinozaur cu aripi. Dragon. Da, kind of. Dragon. Nimeni nu a văzut dragon. Dar din ăștia s-au găsit în oase. Este un loc în Patagonia. S-au găsit oase din tipul ăsta de dragon cu aripi. Aha. Petrificate, desigur. Oase petrificate înainte cu milioane de ani. Ăștia de la filmul Avatar, da? Avatar, da. Cum a apărut și partea a doua. Animalele astea de acolo. Foarte interesant. Asta ce se mănâncă de la floarea de lotus, ce rămas acolo sus. Da, fructul ăla. Dar lotus e cea mai importantă floare care se aduce când mergi la templu budist. Uh-huh. Trebuie să aduci un lotus, o luminare și o foiță de aur. Foița de aur se aplică pe statuie, se aprinde luminarea și lotusul reprezintă budismul. S-a încălzit, a? Da, e foarte frumos. Cred că sunt vreo 23-24 de grade. Da, cam așa. E bine că pentru... de stat pe vapor, cel mai frumos e să stai afară. Super, bravo! Foarte simpatic domnul ăsta. Da, da. Și se străduiește așa să fie bine.
îndeplinește ce mi s-a promis, că e băiat bun. Da, da. Acum se recomand și eu. Știe și karate. Ne apără. Interesant parcul ăsta tematic. Mhm. Nu, nu uți. După pandemie s-au apărut tot felul de lucruri care au avut timp să le pregătească. Se vede că se investește, e o dinamică așa care se simte în aer, știi? Deci întâi, locul ăsta este foarte popular. Vin o mulțime aici. The back, I think. Ăsta a fost parcul tematic, mergem mai departe, mergem la
vapor să ne cazăm și să urmăm programul care l-a făcut Dong. King Kong Park. Investesc foarte mult în chestii de-astea pentru turiști, cum e și parcul ăsta, care e nou, credeți, nu știe, deci a trecut pe aici. Are 2-3 ani de când e făcut. Se și vede că e totul nou. Și dezvoltă chestia asta, cât mai multe puncte de atracție. Mie îmi plac copacii ăștia care sunt parcă desenați. Da, da. Well done. Da, foarte frumos. Încă o atracție înainte că se ajunge la barcă. Se preocupă pentru turiști să fie cât mai multe puncte de astea de atracție. Pentru localnici. Da. Nu numai pentru turiști exterior. Cei mai mulți turiști aici vin din Asia. Nu europeni. Da, da, da. Cei mai mulți. Țările vecine, nu? Da, da. China, Singapore, Hong Kong, Taiwan. Ăștia sunt cei mai mulți. Parcă-s vopsite astea, mă. Da. Am ajuns în marina. Dong, this is Sorin. Da, compania de bărci. Welcome, yeah. Thank you. Huh? Eddie, we said already. He goes on the fucking road. Okay. Mi-au luat bărci de valizele. Chiar că... Hello. Și mergem la barcă. Hello. Thank you. Thank you. Ah, trebuie să pui asta. Să fii și tu de elite. Thank you. Thank you. Mi-a dat ecusoane. Hai, elite. We are going down? Yeah. Elite of the sea. Nu este loc de dormit, dar arată bine barca, nu? Da. Dormim cu capul pe umeri unul la altul, Freddy. Cumva. Ne în avion era mai comod. Welcome to Elite of the Sea. Thank you. Thank you. Watch your step and be careful. Yeah, slow down. Okay. Watch your step and be careful. Thank you. Cu asta ne duce la barcă. Cu asta ne duce la Elite of the Sea. Da. Nimic mai puțin decât Elite. Știi ce înseamnă să Elite? Vedem. Nu? Superior, în ebraică. Aha. Elite înseamnă superior. Aha. Toată lumea e copiată asta. Aha, când okay. Se vorbește de Elite, înseamnă sus, superior. Ne-au dat și veste, am spus că știu să nu, dar nu m-am înțeles cu ei, că au fost obligatoriu. Și Freddy știa să note, dar tot degeaba. Poliția, dacă trece și vede că nu ai culoarea peste tine, de amendă. Yeah.
Urmează totul ca să fie comparație cu ce avem noi. Sunt doi vietnamezi pe barcă, el vorbește jumătate de oră, după pe engleză sus două fraze. Bravo, domn, bravo, 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 bravo. Not in every cruise, eh? Only today. Super, bravo. I play the real one, yeah? And this one. Sorry. And the very good sound you la fell. What?
Russian people are without luggage? Da, pentru că stâncile astea sunt nu foarte tare, nu e o stâncă foarte tare, copacii poate să bagă rădăcina în stâncă. Are o substanță la rădăcină care topește stânca parcă. Și se prinde chiar dacă e vertical așa, crește vegetația pe stâncă. Microfon, gata. Au funcționat? Da, da. Nu sunt locuite. Cei care locuiesc sunt pe apă, o să vedem. Care plătesc. E pe vapor de sus, o să mergem pe șutoare. Trebuie să vedem. Are you vegetarian? We eat everything. Everything. Except dogs. Everything dogs. Steaks. I eat steak once. Once? Steak, yes. Yeah. It was very good. I didn't use it with steak. I saw that it's no good. Yeah. It was very good in China. Only once. Yeah, one chai once. Și garatist, și muzician, și... Mamă! Foarte tare! Elite of the sea, man! Yeah! Bravo, Bruce Lee! Only elite of the sea! Păi mai jos acum, e reflux. E timp bun. Când este aproape se vede totul. Ne apropiem și de barca noastră. Arată foarte bine. Adică arată cel mai bine dintre toate. Da. N-am văzut ținut așa de modernă și de nouă ca asta. E ca lui Putin. Și Putin are una din astea. Ce zici? Putin are una din astea. A copiat-o. Măcără. Foarte bine arată. Și cu terase la fiecare, da, sigur, cameră. Coño. Etapa. Aia. Acum ăștia aduce bagajele grupului care e cu noi. Noi am venit cu bagajele împreună. Eu sunt prietenul lui Charlie. He's saying something. Urcăm pe barcă. Watch your step and be careful, please. Thank you. Hello. 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 Thank you. Ce loc catastrofă, ha? Ah? Sorin, ți-am spus că să fie lucruri frumoase
Vietnam. Foarte Vietnam. Frumoasă barca. Da. Nu găsești așa ceva în multe locuri în lume, de fapt este singurul. Ți-am pus și plouă. Mulțumesc. Asta nu-i voie să faci, ei dau salut cu mâna așa. Noi spune numai sin ciao. Nu trebuie să pui mâna. Sin ciao. Yes. Can you have me confirm your name here, please? Yes. One second. Thank you. Welcome, see you again. Thank you, thank you. How many people in your team? Two. Two. It's not on this list. No. No. Another list. Hai bạn qua mình nhé. Hai bạn này đi cùng mình không? No, no. Đi cùng. Ah, is this one? Right, this one. Hai bạn này đi cùng mình, có một hướng dẫn đi cùng mình. Tao qua là ba người. Okay. Tao lên đây. Đúng vậy. Là massa, sao là chứ? Yes, yeah, behind. Look. Okay. Yeah, I see. Dong. The other one. This one? Thank you. Thank you. Prima dată servim prânzul și după aia... Iasă. După aia mergem... Hello. Hi, sorry. Washing the hands. Mini golf. Deci avem niște teren de golf pe barcă. Ne-au dat meniu pentru prânz. Personal, nu îmi place când este serviciu, nu este bufet. De ce? Da, că se mănâncă cât trebuie, nu cu ochii, se mănâncă cât se pune și mai fain așa. Da. Mai restaurant clasă. Mai, Self-service e... Lasă muncitorească mai mult. What is paté? Bruschetta paté, Italian style. Aha, bruschetta, Italian style. I understand. Mai trebuie să și traduci cum vorbesc copiii ăștia cu accentul vietnamez. Eu cum sunt învățat să mănânc repede, am lăsat pe celălalt și am urcat un pic pe barcă. Deasupra bărcii a început să plouă, dar se vede totuși.
cauza ploii și puțină ceață. Normal că era mai bine să fie soare, era mai bine, dar asta este. E bine și așa. Încerc să vă arăt cât mai detaliat și cât mai mult. Ne-a dus și supa. Ce vrei să bei? De dovleac. Ce ai comandat de băut? Okay. Have some rosé wine. Sorry? Rosé wine. Rosé wine. Wine rosé. Wine rosé. Wine. Wine. Wine rosé. Rosé. Ah, acolo e. Lista? Nu. Nu. O la lista. Să ne aduc o listă de băuturi. Ceva simplu. Eu bei. Ok. Ok. You want by bottle or glass? By glass, I want rosé. Red wine. We just have this. By white wine, red wine. Yes. Just think of these served by glass. I see only red and white, no rosé. Eh? White, red. Oh, yes. Ah, rosé, yeah. Yeah. We just served by bottle. Yeah, rosé. Uh-huh. Yes. This one. Yes. Hardis. Hardis. Yeah. You want to order one bottle? Yeah. Yeah. Thank you so much. Yeah. Ne-a adus și salata, foarte interesant. Nu mai văzut salată, amestec de fructe cu legume. Ai mai văzut, Freddy? Doar la ei, cred că, nu? Chef. Mescarant de chef. Fine cuisine. Fine cuisine, da. N-ai mâncat niște sarmale acum, Freddy? Oh, cu porte. You want a glass of wine? You want wine? No. Oh, okay, leave it. Give him also. Nu? Fructul pasiunii, eh? Ochii dragonului. Nu, nu, nu. Ochii dragonului. Pasiunea era dimineața. Aha, dragon fruct. Pasiunea avea de event. Da, da. Și noi zicem fructul dragonului, așa zicem și noi. Ok. Test, test. Mi? Eu bea bere, mă. Treci cu vinul rosé. It's good. Very good. Yes, please. Bei mai târziu? Poftim. Dar bei și tu vin, nu? Sau nu bei? Put some wine, ok. Yes. You see the lamps on the mountain? Left over.
question because we want to stir with the fried onion and coconut milk. Try. Și felul principal, main course, it's looking fantastic. First main course is the lobster. Lobster, huh? And the pasta. And the pasta. Lobster cu brânză. Fantastic. Desenat frumos, da? Okay. Tuna. Tuna, huh? Yes. Ignore the bite. Look, excellent. Tot. Ăsta cât era felul de a cincilea? Poftim? Al cincilea fel? 4 jumate, nu știu. 4 jumate. Mai avem două feluri și scăpăm, că o să te dau 7 feluri de mâncare. Tuna. Tuna, da, tuna. Special. Special. Vreau să vă mai filmez o dată pentru că textura și gustul este incredibil. N-am mâncat ton mai bun în viața mea și am mâncat ton mult la viața mea. Nici eu. Dar arată, n-am mai văzut așa ceva, deci incredibil. Și gustul perfect. Echilibrat. Echilibrat, vorba lui Freddy. It's the mango and the coconut. Mango and coconut? Yes. Mm-hmm. Enjoy it. Thank you. Yes, yeah. Because this one, huh? Yeah, it's only two rooms or three rooms. That's the exit room. Nice. Yes. Este exact cum am acasă. Din astea. Da? Puțin mai frumos. Super. Thank you. Frumos. Ești ultimul. Ha? Ești ultima ca vin. Sunt dat ce-a rămas. Da. Și asta e terasa mea. Aici cu gândică pe pat. Da. Freddy, numai vise ai în cap. E frumos, dar noi îl apreciez divina. Ne vedem la 3 jos? Ha? La 3 jos. Da, la 3 ne vedem jos. Top. Top. Nice. Champagne, everything. There's only four rooms in your cruise like this one. Uh-huh. Two rooms on this floor and two rooms upstairs. Uh-huh. So nice. You are in 1-4.
Freddy, stă ca patronul bărcii aici. Aha. Mai bine. Apa e caldă, piscine. Caldă, caldă, adică are 35-40. Cald, cald. Am plecat puțin cu caiacul pe aici, prin lagunele astea, foarte frumos, deosebit peisaj. Și barca noastră acolo. Terasa mea chiar aia în spate acolo. Toate. This one is our boat, yeah? Yeah. No? No, no? No, no. The next one. Next one, yeah. Yeah, you are right. It's not look like our... Asta e bărcuța noastră. În față e terenul ăla de golf, vi l-am arătat. Și în spate, unde e la etajul 2, acolo unde vă arăt, e cabina mea. Shaolin 8 la 46 de ani. Bravo. Yes, sir. Asta faci și tu, Freddy, nu? Da, când bine, astăzi nu vreau. O zi faci, o zi nu faci. Azi e ziua că nu faci, nu? Eu asta n-am făcut în viață. Să stau pe cap așa, n-am fost pe el. Am văzut tot felul de chestii. Okay. Top. Dăm drumul și la dronă puțin, ca să vedem și de sus. Curs de gătit, creveți. Besides that, we have the fresh noodle, please. Fresh
So if you enjoy the pho in Hanoi, please, they also using this noodle for the pho, please. And in my country, you know, the meat, we have the main meat, that is the pork meat, please. So the pork we eat every day, please, in whole meal, please, yeah. And the seafood too, but seafood maybe it's more expensive. So for the some of the people, please, they living far away to the ocean, so they don't have maybe many time to try the seafood. So they often eat the chicken meat, the pork meat. Yeah, yeah, that is the main meat in my country, please. Yeah. And on the plate, that is the rice paper. You can see it's like a plastic, right? Yeah. But it's not plastic. We are making from the powder of rice, please. The powder of rice. Yeah. And right here and right now, I would like to show you how to make the traditional spring roll, please. Yeah. And after that, I would like to invite you come to join with us, and you can make the spring roll and you can enjoy it right away, please. In my country, we have the chicken spring roll. We can make the chicken spring roll. We can make the pork spring roll, seafood spring roll, or the vegetable spring roll, please. But tonight, we mix together everything, please. And the first step, I'm collect some of the lettuce salad and put it here, please. Right here. And the leg one, we add the carrots, and then you put it on top, please. The cucumber, you can wear the glove right now, please. The glove here, please. Yes. And the second, the fourth step, we add the fresh noodle. I think we put it on top too. Some of herbs like the coriander, basil, mint. Yes. Like this, please. And the shrimp, you can use the two or three the slice of shrimp. We just put it here, right here. And the meat, I use a little bit pork meat, please. So like this, enough. Yeah. And how to roll it, please. Yeah. Just look at me, please. I just take it up and hold everything by my finger. And I'm tight. I'm slowly and drawing until the end of rice paper, please. Okay, so I got the spring roll right here, please. Vietnamese spring roll. It's ready? We can eat? Yeah. And we're ready to eat, please. This guy is ready to eat. And here we have the dipping sauce, sweet and sour sauce, please. This sauce we make from the vinegar, water, sugar, garlic, chili. Shall we eat the chicken or fish? We stir well, please, until we can smell it, the sweet, sour, and spicy, please, so we can enjoy it right away. Oh, yummy! Yeah, yes. And you know, in my country, we have the small challenge for all the mother lady, please. If you want to be the married, please, so you must know how to make the best spring roll, please. Yeah. Not for you, just for your family, husband, please. Yeah. Is anyone doing this? I do. Încheie aici vlogul, o să continuăm următorul vlog cu cina de diseară. Sunt cu Freddy aici pe puntea vaporului. Ne relaxăm după o zi de alergătură, de stres, nu Freddy? Nu, da, stres. Și acum ne relaxăm puțin aici, o să ne vedem în vlog următor. O seară frumoasă, Doamne ajută, să ne vedem cu bine. Să vedem numai stres din asta în toată viața.